Trecem imediat către prima sesiune a zilei. Se vede pe ecran, mă bucur foarte mult. O să-i dau cuvântul domnului Sergiu Bazarciuc. Salutări deja și cred că prezentarea potrivită este aceasta. Puteți veni aici sau rămâne acolo cum preferați. Funcționează. Reamintesc doar rugămintea, undeva în jur de 10 minute intervenție inițială, pentru a ne rămâne 5-10-15 minute pentru conversație. Să fac un semn, dacă... Bună ziua, în primul rând tuturor. Sunt tare bucuros să fiu din nou în fața dumneavoastră. E o plăcere în același timp și o onoare să fiu la evenimentele Energinomics, totdeauna niște evenimente bine conectate la piață, la lumea în care trăim, la vremurile peste care trecem și felicit pentru tot ceea ce fac. Astăzi mi-am propus să vă spun câteva vorbe despre cum vedem noi de la Simtel. Noi suntem o companie de inginerie în domeniul, o să vedeți imediat în prezentare, în domeniul energiei regenerabile, telecomunicații, automatizărilor industriale și mai avem și câteva noi linii de business adăugate de curând. Cum vedem noi, spuneam, de la nivelul Simtel, perioada prin care trecem, cum vedem viitorul, ce am învățat din trecut, ce am reușit să realizăm până acum și ce ne propunem să facem în viitor. Pentru că întotdeauna, ca să vedem cum putem lua cele mai bune decizii și ce putem face ca să schimbăm lucrurile în viitor, e bine să ne uităm la cifre. Am să încep cu câteva statistici să vedem unde suntem în acest moment. Dacă vorbim de partea de capacități instalate în fotovoltaic, la nivel mondial avem 830,7 gigawați instalați, din care, după cum vedeți, considerabil, niște cantități considerabile au fost adăugate în 2 ani, care le-a zice că sunt 2 ani ciudați, sunt 2 ani de pandemie. Cu toate astea, industria a continuat să se miște și a făcut treaba și uite că avem capacități noi adăugate. Am pus aici și partea de eolian onshore, unde și aici se observă o mișcare. E o oarecare scădere în 2021, dar probabil că cu toate schemele astea de sprijin, mecanismele, impulsul care vine de la cei care fac politici în domeniu, probabil că și aici o să vedem o creștere susținută în anii care urmează. Ca și comparație... Bineînțeles că o să ajung și la România, dar înainte am zis să ne uităm un pic să vedem cum stă Germania la capacități instalate în fotovoltaic. Sursa acestor date este IRENA, Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă. Sunt date publice, le puteți găsi pe site-ul lor. Germania are la sfârșitul anului 2021 avea 58,72 de gigawați de energie regenerabilă, instalând 5 gigawați doar în 2021. În condițiile în care acum 10 ani aveau 25 de gigawați, deci undeva mai puțin de jumătate. Deci Germania e una din țările care a înțeles care e trendul și a apăsat puternic accelerația. Dacă vorbim un pic așa despre semnalele care le avem din piața germană de anul ăsta, datele astea sunt de la nivelul anului trecut, probabil că creșterea va fi de undeva la 5 ori anul ăsta. Totul e ca furnizorii de materiale și echipamente să poată ține pasul cu această creștere. Pe eolian, la fel, stau destul de bine, undeva similară capacitatea instalată. Merge bine și la eolian, un pic mai jos decât la fotovoltaic. Dacă revenim acum la oile noastre, cum se spune, și ne uităm un pic la România, putem observa că în momentul ăsta avem undeva la 1,39, tot conform datelor IRENA, la final de 2021 avem 1,39 gigawatts putere instalată. În condițiile în care la final de 2015 aveam 1,32, se poate observa că în anii ăștia, 6 ani de zile, n-am făcut absolut nimic pe proiectele large scale. Pe eolian
stăm chiar mai rău, se pare că anumite capacități au ieșit din schemă. Dacă acum avem undeva la 3,07 gigawați la final de 2021, în 2014 aveam 3,24, deci ceva mai mult decât avem acum, deși aici e loc mult de creștere. Cum vedem noi viitorul pentru România, în esență, că despre România vorbim? Cred eu că suntem într-o conjunctură favorabilă. Toate crizele prin care trecem vin și cu oportunități la pachet. De ce zic că suntem într-o conjunctură favorabilă? Am pus aici doar câteva motive. Odată că sunt foarte multe politici publice la nivel global, european, național, care încurajează investițiile în capacități regenerabile, fie ele solare sau fotovoltaice. Sunt ținte ambițioase setate, cum spunea antevorbitorul meu, de către UE și de către la care România trebuie să se alinieze pentru anii care urmează. Există finanțare, există și bani alocați prin diverse programe, gen PNRR, Fond de Modernizare și alte programe de finanțare. Nu știu, mai avem prin România Casa Verde Fotovoltaic, dacă vorbim de proiecte mici, mai avem pentru IMM-uri Electricapul, de care s-a discutat mai devreme. Sunt multe, o conjunctură favorabilă și faptul că nu s-a stat până acum și că anii care au trecut, nu știu, anul ăsta, anul trecut, acum 2 ani, au început să se dezvolte multe în proiecte în România și asta se vede din datele Transelectrica, unde vedem că avem undeva la 3,5 gigawați de fotovoltaice cu aviz tehnic de racordare și am luat aici în calcul doar capacitățile mari, să le spunem, peste 10 megawați. Ce ar trebui să facem ca să putem trece cu bine și ca să putem să spunem că am avut succes? Cum ar trebui să răspundem? Depinde de noi. Totul depinde de cum răspundem la provocări și, când zic de noi, de toți cei implicați în domeniile astea de activitate. În primul rând, trebuie să facem o legislație clară și simplă, trebuie să fie predictibilă, să nu se mai schimbe de 7 ori într-un an. Se vorbea mai devreme de treaba asta. Al doilea lucru, trebuie făcute investiții în rețeaua de transport și părerea mea este că bani se găsesc, trebuie să fie oameni care să fie capabili să scrie proiecte. Sunt de acord și susțin cu tărie încurajarea companiilor românești de servicii în această industrie. A fost o intervenție de la cineva care e nou în această industrie. Susținem, este loc pentru toată lumea în piață. Susținem companiile, pentru că spunea antevorbitorul meu, avem nevoie de 60-70 de mii de oameni care să lucreze în sector. E bine să încurajăm. Cred că aici niște politici care să vină chiar de la, nu știu, Ministerul Muncii, în care să facă niște cursuri de reconversie profesională. Avem o grămadă de șomeri care ar putea lucra în domeniul ăsta. E o forță de muncă deloc de neglijat. Ar trebui să ne uităm un pic pe statistici, să vedem ce oameni am putea lua și converti și aduce în acest domeniu. E un domeniu de viitor, e un domeniu care nu o să fie de actualitate un an, doi, probabil că 10 ani, dacă nu mai bine de acum încolo, o să avem mult de muncă în domeniul ăsta. Aș mai zice susținerea investițiilor în producția de echipamente și componente în România. Depindem, iar mă leg de antevorbitorul meu, foarte mult de China. De ce să nu producem panouri fotovoltaice în România? Că bani sunt, iar costurile de producție ar putea fi comparabile. Acum totul se face automatizat, n-ai nevoie de prea mulți oameni, instalațiile sunt performante, fiabile, iar bani, părerea mea, este că se găsesc. Ce cred că ducem noi lipsă și trebuie să importăm de pe undeva din vestul Europei specialiști care să știe să dezvolte o astfel de fabrică de panouri fotovoltaice sau de invertoare. De bine de rău, cu producția de invertoare stăm bine, încă se mai fac în Europa invertoare, dar pe partea de panouri fotovoltaice foarte puțin. Și aș mai zice un aspect foarte important, schimbarea regulilor de calcul a încărcării rețelelor. Atunci când te duci să iei ATR, acum avem niște reguli foarte rigide care vin de la Transelectrica, nu sunt adaptate deloc la nivelul tehnologic la care ne aflăm acum și eu cred că Transelectrica împreună cu operatorul european de transport, care are niște inițiative în sensul ăsta, ar trebui să facă pași repede către schimbarea regulilor de calcul a rețelelor, pentru că e păcat să ai o rețea care ți-ar permite să transporți mai multă capacitate energetică și tu să stai să nu faci capacități de producție și să injectezi rețeaua aia, pentru că consider tu că ar fi supraîncărcată rețeaua. În realitate, rețeaua nu e chiar atât de încărcată.
Și acum, ca să vă spun un pic și despre noi, cu ce putem noi ajuta, ce știm să facem și ce am făcut, v-am pus aici un slide, așa un overview despre compania pe care o reprezint. Suntem o companie românească de inginerie fondată în anul 2020. Avem headquarter în București, avem punctele de lucru la Cluj, Timișoara, Bacău și Chișinău. Avem mai multe linii de business, le-am listat aici: telecom, energie regenerabilă, automatizare industrială, distribuția de echipamente pentru centrale fotovoltaice, dezvoltarea de parcuri fotovoltaice, utility scale, stații de încărcare pentru mașini electrice. De anul trecut suntem listați și la Bursa de Valori București. Aici am listat, probabil că veți avea prezentarea, câțiva diferențiatori cheie ai Sintel. Eu zic că avem o experiență destul de mare în piață. Aici e echipa executivă, care e formată din acționarii majoritari. Ce știm să facem? Aici cred că e mai interesant pentru piață. Știm să facem proiecte turnkey de energie regenerabilă. Aș menționa că doar proiecte turnkey facem, pentru că am constatat cu mulți ani în urmă că toți beneficiarii doresc o singură companie care să aibă responsabilitatea pe un anumit proiect. Fie că acea companie mai ia sub umbrelă așa subcontractor cu care lucrează, dar vor să discute cu o singură entitate. Și avem aici partea de rooftop fotovoltaic și greenfield fotovoltaic, stații de încărcare mașini electrice, carporturi de cu panouri fotovoltaice, partea de stocare de energie, partea de mentenanță pentru parcuri fotovoltaice, partea de mai nou am achiziționat o companie, Ant Power se numește ea, am achiziționat pachetul majoritar care face predicție de producție de energie pentru a doua zi pentru parcuri fotovoltaice și parcuri eoliene și face și vânzarea de energie pe bursă în numele proprietarului parcului. Nu suntem trader, nu avem licență de trading, dar vindem în numele proprietarului parcului, încercând să-i maximizăm profitul. Ce mai facem? Un alt domeniu care l-am adus în atenția noastră este partea de turnkey project telecom, unde construim stații de bază pentru telefonie mobilă, facem sisteme fotovoltaice pentru stații de bază și data center, facem sisteme Wi-Fi, facem acoperire cu semnal de telefonie mobilă, rețele fibră optică și mai nou generatoare cu hidrogen și amoniac. Aici am pus un overview așa a câtorva proiecte și nu exagerat când zic câteva, avem foarte, foarte multe proiecte. Cred că în fiecare zi aproape am ajuns să finalizăm câte un proiect. Încărcarea este foarte mare, cererea e foarte mare, recunosc că nu putem să-i facem față și că e nevoie de noi să creștem odată și să mai crească și alte companii în piață care să... Aici am pus câteva poze din proiecte realizate de noi. Un proiect frumos care doar ce l-am finalizat a fost chiar aici pe Hotelul Merior din București. A fost un proiect foarte provocator. Aici sunt foarte multe terase. Proiectul ăsta la 165 de kW trebuia să dureze o săptămână. A durat undeva la o lună de zile pentru că ne-am lovit de tot felul de provocări. A trebuit să facem tot felul de modificări, dar într-un final a fost încununat de succes și beneficiarul e foarte mulțumit. Se vede și poza aia cu curcubeul. Care e o poză. Da, și vremea a fost așa ca un fel de răsplată după muncă. Aici e iarăși un proiect frumos unde am testat cu succes 1200 de euro un generator cu hidrogen împreună cu producătorul Gensel din Israel pentru Vodafone în județul Tulcea. Și aici am listat câteva proiecte din energie și telecomunicații pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Mulțumesc foarte mult, aproape perfect. Felicitări pentru acest lucru, dar felicitări și pentru listare. Pentru mine ca publicist în acest domeniu este foarte facil să urmăresc comunicatele pe care compania le transmite către bursă și să preiau de acolo informațiile importante pentru piață. Vă îndemn și pe dumneavoastră, dacă nu sunteți listați și nu aveți de gând să vă listați, concepeți-vă comunicatele în termen comparabil cu cele care apar pe bursă. E un exercițiu bun pentru momentul în care v-ați lista și e foarte ușor apoi pentru comunicatori să preia informațiile pe care dumneavoastră le pregătiți și le puneți pe masă. Mulțumesc foarte mult! Mai aveam o precizare. Una dintre recomandările de acolo era foarte tehnică în legătură cu Transelectrica, modificarea metodelor de calcul a încărcării de rețea. Notați-vă, vă rog, idei de felul acesta și transmiteți-ne. Am avut discuții repetate cu cei de la Transelectrica. Sunt deschiși să aibă discuții cu companiile. Ce mi-au cerut a zis, dăm concret ce probleme sunt, ce anume. Pentru că în același timp mi-au spus, noi suntem deschiși, avem contact permanent cu piața, lansăm invitații companiilor în mod regulat și așa mai departe. Pe de altă parte, eu constat din partea dumneavoastră că nu e neapărat așa. Sunt teme care nu intră în discuție. Sau care...
Haideți să vedem care sunt. Facem o listă și mergem și noi către Transelectric ca și vedem cum putem provoca un dialog mai eficient. Mulțumesc foarte mult. Îi voi da acum cuvântul lui Constantin Chimoaie, reprezentând ABB, cu rugămintea de a folosi microfonul. Cred că pentru înregistrare este mai bine să avem sunetul de la maximă calitate. Aici este prezentarea. O să aduc mea și pointerul. Bună ziua, numele meu este Constantin Chimoaie și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. E o onoare să fiu invitat la Energinomics, mă simt ca în familie aici. De ce am acceptat provocarea de a veni? Noi am fost în discuție cu mulți investitori și în regenerabile în ultima perioadă. Principalul motiv pentru a veni cu soluții pentru conectarea la rețea. Pe medie tensiune, altele cu stații de transformare din înaltă și medie tensiune. Și pe parcursul acestor discuții am văzut și alte provocări care au apărut. De exemplu, am văzut investitori care au un apetit în a investi și în stații de pentru EV chargere, pentru a maximiza investiția. Deci o investiție dublă în producere și în consum. EV chargere pentru vehicule electrice și nu vorbim despre EV chargere mici de 10-20 de kW, vorbim despre EV chargere de 180 de kW, 360 de kW, vorbim de puteri mari instalate și pe partea de producție. Și în același timp am văzut foarte multe provocări pe care le au investitorii. Vor să fie verzi, da. Investim în regenerabile, investim în eoliene, în fotovoltaice, dar vorbim despre celule de medie tensiune compacte cu SF6. SF6 nu este chiar așa de verde. Ce soluții sunt pentru asta? Există și altceva? Există răspunsuri tehnologice la acestea, dar întâi să vă prezint un pic compania ABB. Și din acest punct de vedere vă invit să vorbim despre alegeri inteligente pentru un viitor sustenabil. Compania ABB este o companie cu tradiție, cu o istorie de peste 130 de ani, cu în jur de 105.000 de angajați, cu o cifră de afaceri de aproximativ 29 de miliarde de euro la nivel global, câteva sute de fabrici și activăm pe toate piețele. Avem 4 divizii, divizia de electrificare. Electrificare înseamnă joasă tensiune, medie tensiune, încărcătoare pentru vehicule electrice, UPS-uri, divizia de automatizări industriale, acționări electrice și divizia de roboți industriali. Suntem prezenți în România cu toate aceste divizii și astăzi aș dori să vă vorbesc care sunt prioritățile noastre în materie de sustenabilitate. Toți cei care sunteți aici, fiind în business-ul de regenerabile, aveți ca prioritate sustenabilitatea și vă doriți o lume mai sănătoasă, mai prosperă și, bineînțeles, cu reducerea emisiilor de carbon. Încă din 2018, prima capacitate cu producție neutră din punct de vedere de dioxid de carbon a fost în Lüdenscheid, în Germania, una din fabricile noastre pe care s-au instalat panouri fotovoltaice, 4500 de panouri fotovoltaice cu stocare de energie, cu un sistem de management dezvoltat de ABB a energiei Optimax și, bineînțeles, aceasta permite, pe lângă consumul normal, inclusiv consumul pentru stațiile de încărcare. Acestea erau celule de medie tensiune, digitale. Pe partea de office este implementat sistemul Smart Building. Sistemul de transport este electric. Ca și rezultate, costul cu energie a scăzut, emisiile de dioxid de carbon au scăzut și, bineînțeles, a crescut consumul din producția proprie. Ce înseamnă tranziția energetică? De ce vine? Vorbim despre schimbări climatice, creșterea cererii de energie și
reducerea dependenței energetice de țările din jur. Adică să consumi mai mult decât ai nevoie sau măcar cât este nevoie. În acest punct de vedere, energia regenerabilă, după cum spunea și domnul secretar de stat, are o creștere mare în ponderea mixului energetic. Convenționalul se află într-o scădere, sau cel puțin predictibilitatea este pentru a scădea convenționalul, producerea convențională, și marea încercare, ca să-i spunem, va veni prin introducerea în masă a vehiculelor electrice și a consumurilor mari. Asta înseamnă noi investiții și, bineînțeles, nu vreau să discut acum despre decizii politice, nu este scopul. În trecut, rețeaua tradițională era clar, era unidirecțională, producere centralizată și consumatorii, fie că vorbim de fabrici, birouri, mall-uri sau case, era unidirecțional. Rețeaua viitorului, disponibilă astăzi deja, vorbim despre rețeaua viitorului disponibilă astăzi, înseamnă integrarea surselor regenerabile, prosumatorilor, consumurilor vehiculelor electrice și alimentarea continuă și fiabilă a rețelei cu energie este necesară. Acesta este, fiindcă timpul este scurt, cum răspundem noi din punct de vedere tehnologic? Aceasta este o rețea mai stilizată tehnic un pic, ce înseamnă producție, distribuție. Venim cu răspunsuri tehnologice, cu soluții de celule de medie tensiune, joasă tensiune, EV chargere, soluții de stocale, fie că vorbim de injectare pe joasă tensiune sau pe medie tensiune, cu soluții software digitale pentru automatizare și control. Pentru cei interesați, mai târziu o să poată să vadă, va fi disponibilă prezentarea și unde avem expertiză din punct de vedere tehnic, joasă tensiune, medie tensiune, celule cu SF6, fără SF6, cu izolație în aer, cu izolație în gaz, încărcătoare pentru vehicule electrice, foarte multe componente pe joasă tensiune și pe medie tensiune pe care le producem în fabricile noastre. Pentru eoliene, soluții pentru conectare la rețea, soluții pentru de celule de medie tensiune care se instalează în turbină sau se instalează la baza turbinei în containere, soluții de celule de medie tensiune pentru puncte de alimentare distribuite și cum răspundem noi provocărilor fără SF6. Am lansat încă din 2015 un produs, se numește pe bază de Air Plus, ecologic, fiabil, sigur și inteligent, și o să vă las un scurt filmuleț care o să vă vorbească despre acest produs care răspunde, nu pleacă, op, îi dau de aici, nu vrea, mergea. At ABB, we are committed to writing the future of safe, smart, and sustainable electrification to preserve what is most precious to all people, our planet. After years of joint research by ABB and 3M, we developed a sustainable alternative gas to SF6, Air Plus.
ABB's breakthrough innovation is a pioneering gas mixture that reduces global warming potential by almost 100%. As part of ABB's ongoing strategy to develop eco-efficient technologies, Air Plus is the first green alternative gas for all medium voltage switchgear. Global demand is growing, and more than 2,500 units of our eco solutions have ce already cifre been erau la nivelul anului 2000. Acum numărul air a crescut mult. More than 85% dry air with up to 15% 3M Novec insulating gas. It's as simple as that. Your switchgear becomes greener while offering similar user experience as in SF6 switchgear. Our safe, low-pressure design has similar dielectric insulation benefits and footprint as an SF6 switchgear. ABB's technologies help you to efficiently implement green alternatives. Together, we shape the sustainable infrastructure of tomorrow. Let's write the future. În concluzie, avem cel mai complet portofoliu de celule fără SF6 de pe piață, platformă de comună pentru toate. Foarte important, le puteți achiziționa cu SF6 acum dacă nu credeți în tehnologie și peste ani când vă gândiți să deveniți verzi, pur și simplu se scoate gazul cu SF6 și se introduce Air Plus și ele sunt verzi. Nu uitați... marea provocare înseamnă producere și consum. Unul dintre cei mai mari consumatori care vor fi în viitor vor fi vehicule electrice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Constantin Chimoaia, ABB, pentru prezentare și pentru îndemnuri de a fi atent. Vom reveni, sper, și cu mici comentarii după ce vedem toate prezentările. O să te rog să iei loc și îl invit aici pe reprezentantul Ray Group, domnul Dan Bold. Imediat pregătim și prezentarea. Bună dimineața! Mulțumim Energinomics, mulțumim echipei foarte inimoase de la Energinomics și într-adevăr este un prilej de bucurie și de schimb de experiență profesională să participăm la evenimentele voastre. Vă salut pe toți cu respect. Este un mare interes în aceste timpuri vis-a-vis de subiectul energiei. Că suntem rezidențiali sau suntem afaceri, toți suntem afectați într-o formă sau alta. Mi-am propus în această intervenție să vă prezint câteva lucruri despre grupul de firme REI și în final să vă adresez o solicitare, o invitație la parteneriat. Reprezint grupul de firme REI, suntem în domeniul consultanței în accesarea de finanțări nerambursabile. Suntem de peste 10 ani în acest domeniu. O companie de top, suntem de vreo 2 ani pe locul 2. Dincolo de asta, vrem să fim într-adevăr o companie care face diferența și am ajuns în momentul de față la o prezență națională în 14 birouri. Înțeleg că aceste prezentări o să parvină. Exact. Și atunci mă voi concentra pe secvențe și pe o intervenție punctuală pe zona de energie. Spuneam că avem experiență bogată în peste 1000 de proiecte, cu vreo 800 sunt în implementare sau au fost implementate. Ceea ce aș vrea să rețineți, noi suntem undeva interfața între sectorul privat și ministerele de resort, că vorbim de Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Finanțelor, Reglementatorul de Piață ANRE. Noi suntem practic un fel de integrator, avem în implementare și avem în scriere și depunere proiecte cu finanțări nerambursabile. Dar dincolo de asta, succesul implementării depinde foarte mare măsură de firme pe care dumneavoastră le reprezentați. Și o să vă spun la final cum stau lucrurile, cum vedem noi această imagine generală. În luna octombrie, iată, suntem în luna octombrie, avem la dispoziție 1 miliard de euro nerambursabil. Deci este 1 miliard de euro nerambursabil, 500 de milioane euro sunt la dispoziția UAT-urilor, deci sunt clădiri publice, sunt primării, sunt consilii județene care își pot face
proiecte pentru producție de energie electrică din surse regenerabile, anvelopări de clădiri publice și reabilitări, și 500 de milioane sunt pentru sectorul public. Deci bani mulți sunt, într-adevăr, cum spuneau și antevorbitorii reprezentanții ministerelor. Avem bani, avem proiecte foarte multe, poate prea multe în raport cu capacitatea noastră de a absorbi și de a implementa în rețea, în sistemul energetic național, aceste proiecte. Da, dincolo de asta, este poate cea mai prolifică perioadă de fonduri pe care o trăim. Acum, sigur, este foarte important rezultatul este important. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți atât reglementatorul de piață, ministerele de resort, cât și jucătorii în piață să poată să instrumenteze aceste proiecte, să le implementeze cu succes. Și dincolo de asta, sistemul energetic național să poată să aibă capacitatea de a absorbi mii de proiecte. Vorbim de mii de proiecte cu puteri, că sunt prosumatori sau sunt de câțiva megavați, sunt proiecte foarte multe. Iar sistemul nostru energetic național este destul de îmbătrânit și acum, în ultimii ani, s-au lansat proiecte până în 2030 de recalibrare și de, dacă vreți, de dezvoltare. Spuneam că la nivelul UAT-urilor și firmelor private sunt acești bani disponibili. Sigur, noi avem aici o mulțime de scheme care sunt în lucru și în măsura în care de interes pentru noastră, firmele pe care le reprezentați sau pentru partenerii noastre de business, puteți să le transmiteți că sunt linii de finanțare, iar noi ca firmă avem expertiză foarte bună și solidă în a instrumenta aceste proiecte. Aici este o poză cu contactele noastre, suntem în 14 birouri, 80 de consultanți seniori. V-aș reține atenția în ultima parte a intervenției mele cu o propunere. Spuneam că aceste proiecte au o singură șansă să se implementeze dacă într-adevăr au și concursul firmelor pe care noastră le reprezentați. În ce sens? Sunt foarte multe proiecte care au nevoie de firme de servicii, de montaj, firme care să livreze echipamentele, vorbim de nu știu, la nivelul firmelor, probabil milioane de panouri și de invertoare. Prin urmare, cei din sală și partenerii de business din piață vor fi invitați la momentul când noi vom implementa aceste proiecte, deci după ce se vor fi aprobat aceste proiecte și beneficiarii vor obține acorduri pentru finanțare, se vor face niște achiziții competitive, sunt fonduri publice de la Bruxelles, PNRR, fond de modernizare. E o procedură specifică pe care noi ca și consultanți o instrumentăm. Și veți fi invitați să participați cu serviciile noastre și cu ofertele noastre de echipamente la implementarea acestor proiecte. Este un termen foarte strâns și domnul secretar de stat Drăgan știe și am discutat în alte alocuțiuni, intervenții cu dumnealui. Aceste scheme au undeva termen de implementare decembrie 2023. Foarte scurt. Foarte scurt, nu mai vorbesc de partea de instrumentare tehnică și de livrarea acestor echipamente. Prin urmare, este și un cadru temporar foarte scurt și vorbim, poate, aș vrea să evităm această situație de shortage, de incapacitate de a livra în acest termen echipamentele, invertoare, panouri fotovoltaice. Deci este o provocare pentru toți, dar eu cred că este singura șansă ca împreună să fim parteneri și să lucrăm bine și cu reglementatorul de piață și cu autoritatea, dând feedback-uri și venind constructiv cu idei și, cum spunea și Gabi, bun, criticăm, dar venim și cu soluții și cu propuneri. Deci este singura șansa noastră ca țară să dezvoltăm și să devenim competitivi. Mai este un aspect, acest impact al costurilor pe energie lovește dramatic nu numai consumatorul mic și rezidențial, ci și în industrie. Avem destul de multe semnale de la clienții noștri care au în implementare proiecte de investiții cu finanțări nerambursabile sau nu au așa ceva, nu mai sunt competitivi pe piață, pe piața europeană. Deci, până la urmă, este o soluție strategică de existența industriei românești și a economiei românești ca să creștem această capacitate și această, nu știu dacă independență energetică e mult spus, dar cumva să devenim mai puțin vulnerabili la acest șoc al prețurilor care ne afectează pe toți. Prin urmare, vă lansez această invitație de a fi parteneri. Date de contact avem, eu vă stau la dispoziție pentru diverse discuții punctuale, dacă vreți, în această dimineață. Și gândiți-vă că avem sute și poate mii de proiecte în implementare, deci soluțiile și expertiza noastră și capacitatea de a livra aceste echipamente energetice sunt mai mult decât binevenite. Grupul de firme Ray Dumbold, vă mulțumesc și vă urez o zi foarte bună!
Mulțumesc și eu foarte mult pentru prezență și pentru deschidere. Aveți un rol extrem, extrem de important, dumneavoastră și companiile asemănătoare în perioada următoare. Înainte de a-i da cuvântul lui Răzvan Încică, o să revenim și poate comentăm un pic, să vă invit să luați loc. Aș sublinia, sau e încă un apel către dumneavoastră. Nu-mi dau seama și poate o să ne explice domnul Bolceva mai încolo cum au în vedere să se adreseze pieței pentru a face legătura între beneficiari și furnizorii de echipamente și servicii, dar probabil că putem construi împreună, într-o formă sau alta, o platformă online unde să facem listing-uri de companii cu posibilități, cu resurse. E de discutat și de văzut, noi suntem aici să ajutăm. Astfel cum legat de UAT-uri, mai avem încă două evenimente în acest an, la Timișoara și la Cluj, unde vom avea și reprezentanții autorităților locale. Important să audă și ei. Atât acum din partea mea. Răzvan Încică, Phoenix Contact, te rog, ai cuvântul. Poți să rămâi acolo. O să deschid. În primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Particip de ceva vreme la evenimentele Energinomics, dar cred că acesta este primul eveniment unde am auzit foarte multe invitații la dialog, la colaborare. Mulțumesc. Și asta mă bucură. Am o sarcină destul de dificilă, fiind ultimul din panel. Marea majoritate a lucrurilor s-au zis. Dar o să încerc să vin și eu cu cât. Lasă acolo. Okay. Așa, mie îmi place să gesticulez mult, așa că e bine că n-am microfon. O să încerc să vin și eu cu câteva informații utile, deși marea majoritate s-au zis. Numele meu este Răzvan Încică, reprezint firma Phoenix Contact în România. Câteva date despre Phoenix Contact. Suntem o firmă, un grup de firme din Germania, business de familie, nelistați la bursă încă, dar independenți financiar. Iar ADN-ul nostru se trage din zona de energie. În 1923, când firma a fost creată, produceam izolatori ceramici pentru compania de electricitate din zona Essen. Ulterior ne-am diversificat portofoliul. Centrul principal și... Nu o să mai pot să gesticulez, dar cred că se aude? Se aude? Ok. Sediul principal este în Germania, în Blomberg, o localitate în mijlocul nicăieri, ca să zic așa, unde jumătate din populația Blombergului lucrează pentru Phoenix Contact. Acolo undeva mic, vedeți Gria Noriu din Blomberg, are 4 etaje. Exact. Da, este la o altitudine destul de ridicată. Mai avem centre regionale de competență și de producție în China, SUA și în Bad Pyrmont, o localitate la 12 km, situată de sediu central. Câteva date despre Phoenix Contact, 11 fabrici, peste 20.000 de angajați la nivel global, fondată în 1923, prezent în peste 100 de țări, ca cifră de afaceri anul trecut aproape de 3 miliarde de euro și peste 20.000 de angajați. Iar sub această egidă Empowering the Whole Electric Society s-a dezvoltat în anul 2020 strategia grupului pe următorii 20 de ani. Ce înseamnă mai exact această Whole Electric Society? Și s-a spus de către toți antivorbitorii mei și de la stat și de la și din consultanță și din firme instalatoare, înseamnă practic sau cum vedem noi această societate. Avem 3 piloni, electrificare, interconectare și automatizare. Și ce înseamnă această All Electric Society? Înseamnă că energia produsă din surse primare regenerabile este disponibilă tuturor pe tot mapa mondului la prețuri pe care să și le poată permite toată lumea. Cei 3 piloni fiind electrificarea, interconectarea tuturor sectoarelor,
dar și automatizarea lor, și o să vedeți mai târziu de ce spun lucrul ăsta. Iar contribuția grupului Phoenix Contact este că vom dezvolta produse și soluții, iar noi ca societate, ca grup de firme, dorim să devenim neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2 până în 2030. Iar revenind la subiectul zilei de azi, regenerabilele, deși este un moment, am văzut de la autoritățile locale, există fonduri de finanțare, avem firme de instalare și de tehnologie. Aș vrea să spun și câteva din provocările pe care le-am întâlnit noi de-a lungul anilor, și anume că regenerabilele sunt greu de forecastat, deși antevorbitorul meu a spus că aveți o soluție în momentul de față, care să facă un forecast pentru a doua zi, ceea ce mă bucură. Nu sunt reliable, ca să zic așa, pentru că fie ai vânt, fie ai soare, fie ai valurile apei, și atunci nu poți asigura cererea tot timpul doar din regenerabile, și sunt distribuite, fiind de obicei capacități mici distribuite. Alte provocări sunt la operatorii sistemelor energetice naționale, de la provocări care țin sau trebuie rezolvate la nivelul minutelor sau secundelor, cum ar fi să asiguri nivelul de tensiune sau de frecvență, până la cele pe termen mediu și lung, cum ar fi să se adapteze rețelele de transport-distribuție, dar să-și asiguri mixul energetic atunci când regenerabilele nu sunt disponibile în sistem. Adică fiind absolvent de Politehnică, de Facultate de Energetică, acolo ne-au învățat piramida sistemului energetic național și tot timpul în bandă trebuiau să lucreze grupuri cum ar fi cele pe cărbune sau nuclear, tocmai ca să susțină această variabilitate a regenerabililor. Pe lângă asta, în timp ce îmi pregăteam această prezentare, și fiind absolvent de Politehnică, mi-am pregătit-o aseară, târziu, mă gândeam dacă să ating subiectul celor două crize cu care ne confruntăm noi, ca producători, și anume criza logistică și criza de resursă umană, dar a fost abordate deja de antevorbitorii mei, așa că mi-au făcut misiunea un pic mai ușoară. Și atunci, în continuare, aș vrea să către ce sectoare ne adresăm noi cu soluțiile noastre, în automatizări industriale, în infrastructură ca smart city, rețele de apă, în electromobilitate cu soluții pentru stații de încărcat mașini electrice și, nu în ultimul rând, în energie. Aș vrea să vorbesc în continuare despre ce oferim noi pe partea de soluții pentru gestionat parcuri fotovoltaice, dar parcuri fotovoltaice de putere instalată mare sau, cum zice legea din România, peste 5 MW, cele care trebuie dispecerizate. Și am încercat să integrez într-un singur slide, ca să nu vă plictisesc foarte mult cu detalii tehnice, ce oferim noi Phoenix Contact. Oferim zona de string combiner boxuri, care pot avea inclusiv monitorizare, cu ce ajută monitorizarea pe stringuri. Practic vă puteți crește puterea, energia produsă de panourile fotovoltaice. Dacă avem, nu știu, 7 hectare, e foarte important să știm unde s-a depus praful sau unde trebuie curățat sau unde trebuie intervenit ca să producă la eficiență maximă. Partea de stații meteo, partea de data logere, care comunică cu celelalte echipamente ierarhic inferioare, și partea de SCADA, un portal de gestiune a datelor, și foarte important, partea de control sau, mai bine zis, interfața cu distribuitorul de energie sau cu transportatorul de energie în funcție de puterea parcului instalat. Cu ce ajută sau în ce mod va ajuta acest sistem integrat? Păi, în primul rând, vă ajută că vă economisește sau puteți fi mai rapizi cu 50% în punerea în funcțiune a unui astfel de parc. De ce? Pentru că soluțiile noastre pot vorbi cu echipamente de la mai mulți vendori din piață, de la inverteri foarte
cunoscute la mai puțin cunoscute. Toate sistemele sunt plug and play, acele data loguri pe care le-ați văzut mai devreme la nivelul 2 pot detecta automat toate echipamentele care se conectează în parc inferior. Fiind o soluție plug and play cu blocuri și algoritmi deja creați, de la un proiect de 5 MW la un proiect de 50 de MW, e o chestie de ajustare doar 10% a proiectului, care nu ține neapărat de echipamente, de soluția noastră, ci ține poate mai mult, de fapt sigur, ține mai mult de partea de forță, de alimentare și așa mai departe, de cablu, de dimensionarea cablurilor. Și atunci este foarte ușor să transferi 90% din proiectele deja existente în proiecte noi. Și pentru că ziceam mai devreme de criza umană, asta de criza de resursă umană, aici ar fi un răspuns pentru acest lucru. Faceți un engineering odată și apoi îl transferați în următoarele parcuri. Iar pentru cei care operează și fac mentenanța pentru astfel de parcuri, pentru că am implementat niște algoritmi, hai să le zicem inteligenți, niște algoritmi inteligenți bazați pe experiența noastră a grupului Phoenix, care este în domeniul fotovoltaic undeva de prin 2008 începută, să oamenii de personalul de mentenanță să primească doar alarmele acelea care sunt urgente, care trebuie rezolvate într-un timp rapid, știu exact unde să ducă, cu ce scule să ducă și atunci inclusiv aici ajutăm partea de resursă umană cu astfel de soluții. Exact. Da. Asta a fost, sper că m-am încadrat în timp. Mulțumesc mult. N-am plăcere. Să te arăt un minut, dar acolo erai. Mulțumesc, Răzvan Encică, Phoenix Contact. Tot de acolo, nu? Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru înțelegerea cu care au acceptat această alergare prin slide-uri și prin subiectele care sunt multe și de interes pentru fiecare. Da. Cui ne adresăm? Ne adresăm atât beneficiarilor, clienților finali, operatorilor de parcuri, dar mai ales instalatorilor și integratorilor de parcuri fotovoltaice. Oferim consultanță, avem echipă aici în România locală care se ocupă de proiecte de astfel de acest gen și oferim consultanță, idei, proiectare. Pentru că în România, o chestie pe care noi am observat-o, nu există încă un know-how cum să tratezi parcurile mari, de putere instalată foarte mare, care diferă foarte mult de rooftop-uri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Domnul și domnilor, mai avem la dispoziție, cred că, 11 minute pentru dialog, întrebări, clarificări din partea dumneavoastră către vorbitori sau dacă vreunul dintre dumneavoastră vrea să intervină, vă rog. Deci dacă îmi faceți un semn, eu vin cu microfonul și vă dau cuvântul pentru 2, 3, poate 4 maxim întrebări, o să avem vreme. Eu am câteva întrebări, dar aș vrea să vă auzim pe dumneavoastră. Sigur, vom avea vreme un pic, câteva minute și în pauză și în cealaltă pauză. Aș merge cu o întrebare către domnul Bold, dacă aveți microfonul. E o întrebare probabil deloc luminoasă, dar trebuie să o adresez. Ne temem deja că vor fi dezangajări, ați anunțat. Când credeți că am putea avea niște prime estimări în legătură cu proiecte pregătite, anunțate, eventual câștigătoare din niște licitații, dar care nu se vor întâmpla? Noi în fiecare ianuarie, februarie facem un eveniment dedicat investițiilor în energie. Poate la anul, în ianuarie, februarie, am putea să vorbim despre un procent, un număr de proiecte, din zona asta? Mulțumesc, Gabi, pentru întrebare. Este pentru înregistrare. Da. Ok. Da, suntem sub această, să zicem, secure a dezangajării. Această perioadă, spuneam, tumultoasă în punct de vedere al lansării schemelor, există un risc de dezangajare major, pentru că vorbim de un rest de bani din bugetul 2014-2020. În cadrul POIM, Programul Operațional Infrastructură Mare, și domnul ministru Boloș și-a asumat acest rol de când a venit în aprilie în minister, să evite acest risc de dezangajare, ceea ce se traduce într-un ritm absolut alert și chiar electric, să zic așa, în care lansează schemele și din acest motiv Ministerul de Resort, MIPE și Ministerul Energiei nu prea respectă, să spunem, din punct de vedere instituțional,
cadrele de timp, adică ai un ghid, de exemplu, în consultare, ai un ghid consolidat, ghid final, dai timp. Toate sunt date în piață foarte repede, deci după aia o săptămână și există un pericol, pe lângă riscul de dezangajare pe care comisia care ne-a ridicat cartonașul poate da. Există riscul să nu poți să implementezi. Vă spuneam că noi avem ca țară aceste proiecte pe care piața le are acum în analiză și în evaluare, trebuie să le instaleze efectiv, plățile să facă până în 31 decembrie 2023 și există o posibilitate tehnică, dar vedem dacă ne lasă comisia, că este un artificiu tehnic, nu poți să faci cerere de plată decât dacă e punere în funcțiune, deci este absolut, ar fi o premieră dacă s-ar putea accepta, cu instalarea efectivă în teren până în 30 iunie 2024. Deci să zicem că avem un an jumătate. Ca să revin la întrebarea ta, există acest risc? Noi sperăm să fie cât mai mică suma de dezangajare. Spunea domnul, chiar tu ai adresat întrebarea foarte bună, domnule, când avem primele evaluări și contractări pe acest C6 din energie regenerabilă din mai-iunie. Inițial, octombrie era termen de contractare. Noi suntem în octombrie acum. Am pășit cu curaj în octombrie, n-avem nicio cerere de clarificare. Este foarte, foarte târziu. Gândiți-vă că sunt 4-5-6 luni, acești beneficiari și-au pus pielea la bătaie, ca să zic așa, riscă credite pentru cofinanțare. Este un risc foarte mare în punct de vedere al privatului. Și atunci eu sper ca acest risc de dezangajare să fie cât mai mic. Și toate celelalte scheme care vin acum în cascadă, în avalanșă, să poată să fie instrumentate în folosul pieței și cu, revin încă o dată, fără concursul noastră din piață și din firme de servicii, de soluții tehnice și de furnizare de echipamente, nu o să putem implementa. Nu mai vorbesc de resursa umană. Încă cu rugămintea unui răspuns foarte scurt. Da. Sunt șanse ca proiectele din acestea, unde există un risc de dezangajare deja acceptat, să fie ușor modificate și să intre pe o altă linie de finanțare, relativ ușor? Tehnic nu se poate. Se poate doar, nu știu, ar fi o premieră, de exemplu, comisia să mai prelungească acum 6 luni cadru, ceva excepțional, dacă noi venim. Argumente sunt în punct de vedere instituțional. Adică și Ministerul Energiei, toată lumea le-am spus, și noi în piață, ANR-ul, criza și toate aceste, să zicem, lucruri care ne înconjoară, sunt argumente solide, raționale. Poți să te duci să mai extinzi cu 6 luni. Vorbim o dată de acest cadru și riscul de implementare din punct de vedere al beneficiarului, al aplicantului, există acest risc. Mulțumesc, să nu mizăm pe asta, deci, da. Vă rog. Mulțumesc, bună ziua, o întrebare tot pentru domnul Bolt. Domnul Bolt, vă întreb ca și consultant legat de schema asta de finanțare pentru energie regenerabilă pe POIME. Acum, aș vrea să facem un calcul să vedem dacă înțelegem bine termenele astea. 12 octombrie, termen de depunere, da? Experiența anterioară din 2007 până acum a spus că pe fiecare program de investiții, nu vorbesc de capital uman și altele, am avut un an de zile evaluare, cel puțin. 12 octombrie 2023. Încă o lună, semnarea contract de finanțare. Noiembrie. 2 luni, cu mare noroc și fără contestații, achizițiile. Ianuarie. 6 luni minim implementarea proiectului. Iar povestea asta cu depășirea termenului de 30 decembrie 2023 e un mecanism care se numește N+3, care spune că pe 30 decembrie 2023 trebuie să se închidă tot programul, cerere de rambursare, rapoarte de progres, plăți, tot. Corect. Și care mecanism, ca să se schimbe la noi, ar trebui să se schimbe la toate țările Uniunii Europene care folosesc același mecanism. Este imposibil, după părerea mea. Dar acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Să spunem că scot din pălărie iepurile și fac evaluarea în 6 luni. Tot nu avem nicio șansă. Și vă întreb asta pentru că văd mulți beneficiari care spun, domnule, autorități publice, mergem pe POIME că sigur luăm banii, că ne-a spus domnul Ciolacu că se rezolvă ceva, că ne-a mai spus cineva că... Și nu înțeleg, poate nu înțelegem noi termenele astea. Vă rog. Mulțumesc. O cerere de clarificare, o opinie. Da. E foarte corect ce spuneți dumneavoastră. S-au lăudat acum autoritățile că au făcut totul digitalizat și că, într-adevăr, evaluările de un an de zile dinainte, că așa erau termenele, 6 luni, un an, se reduc la 1-2 luni. Dacă ar fi așa, ar fi trebuit ca noi de acum să avem clarificări. Este un risc major să se întâmple lucrurile astea. Sper să, totuși, pentru că a spus domnul secretar de stat aici de față cu noastră că până la finalul decembrie anul ăsta vor semna contracte, să facă în așa fel încât evaluatorii să vină cu clarificări, să se lămurească și să vină cu contracte. E singura șansă. Da. Mulțumesc. Da. Imediat intrăm în pauză unde puteți conversa un pic mai în detaliu. Dacă mai e vreun comentariu sau o întrebare, vă rog.
Tot pentru Dan. Okay. Lăsând la o parte riscul acesta care există, riscul de shortage pe care l-ai spus, vreau să te întreb dacă tu sfătuiești clienții să se pregătească psihologic, psihic, cum vrei tu să-i spui, și financiar, să scoată mai mulți bani din buzunar ca și contribuție proprie, pentru că exact acest shortage de care vorbești ne va aduce pe toți cei care implementăm astfel de proiecte să nu putem să menținem bugetele cu care s-a intrat în aprobare. Da, e adevărat, Dan. Ce sfat și în general când contractăm aceste proiecte cu clienții, ne asigurăm că într-adevăr e un client o situație în care el ar implementa oricum acest proiect. Adică să-și securizeze un montaj financiar, să facă oricum proiectul și faptul că aplică pentru nerambursabil este un plus. Exact, exact. Deci cam asta este. Nu sunt toți în situația asta. Există un segment, nu știu să zic, 20% care săracii sunt practic agățați de această soluție de finanțare nerambursabilă. Într-adevăr. Rămâne să văzăm. Am semnalat lucrurile, ați semnalat dumneavoastră. Aș adăuga ce mi-a șoptit cineva mai devreme. Informațiile Ministerului Energiei sunt 400 de megawați în execuție în momentul ăsta, fără scheme. Deci chiar dincolo de scheme. Trebuie să-i luăm și pe ei în calcul. O întrebare pentru Răzvan Encică, răspunsul cât se poate de scurt, vă rog. Eu unul am văzut pentru prima oară mai în detaliu soluțiile pentru fotovoltaice pe care le propune Phoenix Contact. Sunt ele deja implementate și în România sau este abia un debut de prezentare a acestora pentru piața locală? Da, pe cum spuneam, soluțiile se adresează unităților de producere a energiei electrice de o anumită putere mare. În România, pe primul val, toată lumea a făcut așa, după ureche, n-a existat un know-how, veneau foarte multe firme din Germania, Italia, Portugalia, Spania cu camioanele și doar făceau deployment de panouri, soluții, tot. În România doar se săpau șanțul, se trăgeau cabluri, eventual. Deci nu, răspunsul că în România nu există, pentru că legea care spunea că anumite parcuri de anumită putere trebuie să fie dispecerizabile a venit după implementarea lor. Am înțeles. Probabil că o parte dintre deținătorii și operatorii de parcuri vor face acest pas pentru a-și optimiza activele, alții nu. Poate vor închide, de fapt vor vinde. De fapt. E o perspectivă și din punctul ăsta de vedere. O să te rog să dai microfonul lui domnului Sergiu Bazarciuc pentru o întrebare. Poate mai aplicată pentru că sunteți direct implicat, Sintel, în noul val. Ce este dominant pentru dumneavoastră? În ce fel puteți descrie momentul acesta din noul val al regenerabilor? Nu știu, două, trei caracteristici. Păi, în primul rând, pe area noastră, unde avem cea mai mare expertiză, proiectele rooftop cerere a crescut, cred că, de 10 ori. Noi ne-am dublat doar capacitatea asta, am reușit să facem și încă ne creștem echipa. Dacă la finalul anului trecut aveam undeva la 56 de angajați, acum avem 85. Aveam undeva la 22-23 de contractori, avem 30 de contractori. Pe partea cealaltă, pe proiecte mari, vin foarte multe cereri de dezvoltare de proiecte. Sunt tot felul de entități, să le spunem, fie că sunt firme, fie că sunt persoane fizice care au ceva terenuri agricole care vin la noi să le dezvoltăm proiecte. E o mare, mare efervescentă pe toată piața, pe toate segmentele. Nu mai zic de segmentul care l-am uitat acum, rezidențial, de care noi nu ne ocupăm, dar și de acolo sunt foarte, foarte, foarte multe cereri. Mulțumesc. Te rog să-i dai microfonul lui Constantin Chimoae. O ultimă întrebare pentru vorbitor, dacă nu mai aveți dumneavoastră o intervenție. O să vină, nu de la mine, de la domnul Rotaru. Vă rog. Mulțumesc, nu este o întrebare. Personal, aș vrea să adresez câteva subiecte de discuție și să le discutăm numai cu cei care sunt evident interesați în această problemă. Prima problemă este conexiunea dintre resurse regenerabile și eficiență energetică. N-are rost să investim într-o sursă regenerabilă foarte mare, care este scumpă, variabilă și așa mai departe, atâta timp cât consumul de energie e plin de pierderi. Problema, din păcate, lumea acum se grăbește și este abandonat. A doua chestiune, conexiunea între credit și grant. Nu trebuie să vedem în această finanțare din fonduri europene un fel de Eldorado, ci el, datorită impactului foarte mare a legislației ajutorului de stat, care devine aproape preponderentă față de legislația energetică, se transformă dintr-un Eldorado într-un fel de Fata Morgana. Deci trebuie să vedem în ce măsură putem interveni și cu bancabilitatea proiectelor. A treia chestiune este, care s-a discutat colateral,
posibilitatea de a standardiza proiectele. Proiectele astea de eficient, de resurse, de energie solară ar putea, după părerea mea, fi standardizate foarte ușor și în felul ăsta să limităm perioada de elaborare a studiilor de fezabilitate și toată perioada de pregătire și nu numai perioada, și costurile, care nu sunt mici. Și a treia chestiune este o problemă care mă îngrijorează și anume întreținerea celor care au fost puse deja în funcțiune, în special proiectele mici și medii. N-aș vrea să cădem în greșeala care am făcut-o cu centrale de apartament. Am umplut lumea cu centrale de apartament și firmele care au vândut centrale au dispărut. Iar acum e un pensionar care nu-i merge centrala și nu știe la cine să se ducă și ce să facă. Dacă aceste panouri care s-au instalat în special la case nu vor beneficia de o întreținere sistematică, se va crea un efect de descurajare, pentru că lumea va constata că la un moment dat intervine o problemă pe care nu o poate rezolva. Mulțumesc! Mulțumesc pentru insight-uri foarte valoroase, țin de discutat fără îndoială. Constantin, pentru voi, legătura dintre soluțiile pe care le propuneți și regenerabile, din câte îmi dau eu seama, se face în bună măsură la beneficiar. Adică un beneficiar care își dorește să aibă regenerabile plus stație electrică, plus alte sisteme de tipul ăsta. Întrebarea este, percepeți acum o cerere sporită de soluții de acest fel din partea celor care lucrați, poate și alții, mergeți către ei sau vin ei către echipele voastre? Este în dublu sens cererea, adică noi lucrăm principal prin parteneri și avem parteneri și aici în sală, lucrăm prin parteneri. Foarte multe cereri primim pentru soluții de racordare la rețea. Un lucru pe care am văzut că le-au învățat investitorii și în trecut, pentru parcurile mari, solare sau eoliene, construiau parcurile și nu aveau substanția de injectare în rețea finalizată și atunci nu puteau produce. Foarte multe proiecte au fost cu astfel de probleme și acum vin la noi înainte să le furnizăm soluții și avem discuții direct sau prin parteneri pentru a le da soluții pentru conectarea la rețea. Celule de medie tensiune pe 33 de kV nu se găsesc pe toate drumurile. Vorbim despre tensiuni speciale, soluții speciale și la fel să nu uităm de termenele de livrare pentru orice înseamnă electronic. Ni se întâmplă să primim o cerere de ofertă pentru o soluție standard și să dăm una premium pentru faptul că are un termen de livrare mai rapid și spune prefer să injectez mai repede în rețea, dă-mi o soluție premium decât să-mi dai o soluție normală. Mulțumesc pentru insight. De asemenea, este miza acestei discuții și înainte de pauză, doar două, trei considerații din partea mea. Foarte scurt, vă rog, o ultimă intervenție. Mulțumesc. O întrebare scurtă pentru domnul Chimai. Beneficiarii se înghese cumva la finanțare căzând că mai e principalul hop. Din punctul meu de vedere, mai avem hop-ul conectării la rețea, fiindcă și acolo se înghese multe proiecte, și hop-ul stocurilor. Cum vedeți dumneavoastră aceste două hopuri? Presupun că pe celălalt stocuri îl vedeți cel mai simplu. Cum sunt stocurile în zona asta de proiecte fotovoltaice? Față de cerere. Unde avem noi expertiză? Joasă tensiune, medie tensiune. Nu cred că mai sunt producători care lucrează pe stocuri în acest moment. Termenele. Depinde despre ce fabrici vorbim. Dacă vorbim de medie tensiune, termenele în general s-au dublat. Nu vorbesc despre ABB, vorbesc în general în piață, termenele au crescut. Dacă vorbim și de soluții mai complexe cu sisteme SCADA, cu PLC-uri, termenele au crescut. De aceea este impetuos necesar să existe o discuție din timp ca să se poată face o rezervare pe o capacitate de producție pentru a spune în fabrică despre ce proiect vorbim, fiindcă diferă foarte mult soluțiile pe care le avem. Dacă vorbim de joasă tensiune, da, avem un depozit foarte mare și avem pentru fotovoltaice și relee și de monitorizare și siguranțe, da, avem depozit regional. Aici sunt stocuri, dar nu pot să generalizez, fiindcă fiecare proiect are specificitatea lui. Și de aia și partenerii noștri dau comenzi din timp. Fie că vorbim despre
partenerii care sunt în panel sau care vor fi după aceea în panel și care fac, de exemplu, posturi de transformare, dau stocuri, dau comenzi bazate pe niște forecast-uri venite din piață, de la dumneavoastră. Dacă dialogul este din timp, atunci putem fi pregătiți. Dacă venim în ultimul moment, nu vom avea întârzieri. Și pe asta ne bazăm cel mai mult. Pe mulțumesc. Dialog. Mulțumesc foarte mult. Înainte de pauză, concluzii de etapă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că, încep cu vorbitorii, pentru că în prima parte a zilei am avut cel puțin 4 sau 5 testimoniale de cea mai bună calitate pentru Energy Dynamics. Le vom folosi în ceea ce urmează. Ne pregătim de aniversarea 10 ani de existență în decembrie la gală. O parte dintre ele probabil că le vom selecta și le vom rula în timpul galei. M-aș bucura să ne scrieți dacă aveți lucruri frumoase de spus și pentru alea care mai puțin frumoase, dar pe alea nu o să le facem publice. Apoi, o primă concluzie, încă o dată suntem în altă epocă. Ne-a spus de mai multe ori Cristi Pârvulescu de la Enevo, o să-l ascultăm ceva mai târziu. După secetă de ani de zile, acum piața e plină de proiecte, plină de finanțare. Acum balta are pește. Când balta are pește, toți pescarii pot fi prieteni. De aceea, probabil, apelul la dialog. Haideți să ne întâlnim, să găsim împreună soluții pentru a rezolva cât mai multe dintre nevoile pe care le avem. E parte din efortul nostru de astăzi.